Bună ziua și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii De la e de la cetățean. Ca fiecare marți ne vedem cu domnul primar Mihai Chirica. Bună ziua și bine ați revenit în studioul incident. Bună ziua și bine ne-am regăsit. Toate că plouă, se pare că ați ajuns. Cei de acasă ne pot suna la 0332711222 pentru a intra în legătură directă cu noi. Se pare că avem deja un telefon, vrem să discutăm despre altceva, dar să luăm primul telefon. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Alo, bună ziua. Bună ziua. Bună ziua, domn primar, și bine că ați venit. Și vreau să intru direct în subiect. Vă spun că a fost extraordinar de frumos organizat și ați făcut pentru venirea papei. Mulțumim, cu plăcere. Foarte, foarte. Toată lumea a fost mulțumită. Cu cei care m-am întâlnit de așa puțin. Acum, nu știu, mai vor mai fi cărcotați, dar cred că e păcat din partea. Deocamdată n-am găsit niciunul. Mă bucur. Sper să nu existe. Nici nu o să existe dacă nu a fost acolo. Să știți că problema aceea de care v-ați fost dumneavoastră a realizat vreo 60%. Cu ajutorul papei face și diferența de 40. Da. Bine, mulțumim tare bine mult. Bine așa și vă las în pace și venim că zilele astea până luni vedem. Mulțumim. Cu mare drag, să rămână sănătate. O zi bună. Un eveniment de excepție, așa. Da, asta vreau să începem cu vizita papei. A trecut, a fost o zi, sâmbătă a fost o zi unică pentru Iași, să spunem așa, foarte multă lume adunată. Chiar da, dacă a plouat și în prima parte a zilei, mai mare adunare publică. Dar nimeni n-a fugit de acea ploaie. Toți au stat și au așteptat să vină. Cu stoicism și cu credință, cred că mai mult decât cu stoicism, pentru că pentru asta au și venit să întâlnească cu Sanctitatea sa Paul, mai ales că eu i-am și ținut permanent informați să nu părăsească locurile, să nu abandoneze, pentru că papa vine. Că plouă, că nu plouă, că va veni soarele, că nu va veni soarele, Sanctitatea sa va ajunge la această întâlnire și ar fi păcat să mă întâlnesc doar eu cu dumnealui. Deci trebuia să fie mulțime, că pentru mulțime a venit, nu pentru ca să vadă primarul. Și a fost o zi deosebită, istorică, așa cum spuneam de fiecare dată. Făceam o glumă după, am mai fost într-adevăr ca să o completez pe doamna Stolarescu și câțiva cărcotași, măi, ce tot vă zbateți voi așa tare. Cum spuneam noi că în copilărie, că doar nu vine papa. Papa Pius. Păi, uite că a venit papa. Deci a meritat toată această zbatere și, eu știu, energie consumată și n-a fost puțină. Noi încă nu ne-am revenit 100%. Au fost multe zile de pregătiri. Multe zile de pregătiri. Într-o echipă care arată foarte clar că România putea fi în altă parte, mult mai departe decât este acum. Pentru că această muncă n-a făcut-o numai primăria și episcopia. A mai fost și echipa administrației prezidențiale, a fost și echipele Ministerului de Interne azi, serviciilor de pază și protocol, SRI și SIE, toți cei care au avut grijă fiecare pe bucățica lui de bunul mers al lucrurilor și asta nu se pot face decât dacă toată lumea conlucrează. Adică funcționează protocoalele și fără să fie semnate. Ca să mai aducem în discuție tot felul de amintiri urâte din istoria recentă a României. A trecut slavă Domnului cu bine. Toată lumea a ajuns acasă, nu au fost incidente majore, nu au fost intervenții în forță a ambulanțelor, nu a leșinat nimeni, n-a murit nimeni, slavă Domnului. Și speranța noastră este nici să nu auzim că cineva nu a ajuns sănătos acasă. Și cei care au venit disciplinați au ținut cont de sfaturile noastre, vreau să le mulțumesc pentru asta, totodată vreau să mulțumesc și ieșenilor că au dat dovadă de o răbdare cu adevărat creștinească, pentru că și noi, ieșenii, parte din noi, trebuia să fim la muncă diverse zone din centrul orașului, unii aveau nunți, alții cu mătrii, oficieri religioase prin bisericile centrale și multe, multe alte activități care nu făceau poate în mod obligatoriu parte din programul papei, dar au înțeles lucrul acesta și au lăsat mașinile unde au reușit, mulți au venit pe jos sau cu taxiul sau cu autobuzul și vreau să le mulțumesc sincer pentru că ei au fost cei care au demonstrat cu adevărat că suntem niște gazde minunate. Eu eram la serviciu. Eu trebuia să fac ca lucrurile să meargă bine pentru că puneam în bătaie, ca să spun așa, în bătălie imaginea orașului și nu puteam permite să nu o fac să iasă bine. Dar ei nu aveau această misiune în mod obligatoriu, cum o am eu prin fișa postului și totuși uite că au
Înțeles. Le mulțumesc din nou, mulțumesc ieșenilor și, nu în ultimul rând, mulțumesc secilor și sutelor de mii de pelerini care s-au adunat acolo. N-am văzut niciodată atâta mulțime. Peste 100 de mii de oameni. Peste 150 de mii de oameni. Pe tot parcursul, să spunem, drumului pe care Sanctitatea sa l-a făcut dinspre aeroport către zona din fața Palatului Culturii și retur, au ieșit cu sutele de mii să-l vadă, să-l salute. Eu am venit din urmă, așa la un minut, în spatele coloanei și am mers cu geamurile jos, că nu puteai să mergi în viteză. Toată lumea curioasă. L-ai văzut? El era. L-ai văzut? El și toată lumea era impresionată că papa a trecut într-un Logan. Era foarte multă lume. Toți ziceau, da, era într-un Logan albastru. De parcă a fost ceva... Da, era într-un Logan pentru că știe să prețuiască eforturile pe care poporul român le face să mai rămână pe piață, ca să zic așa. A ales să meargă într-un Logan, a merge într-un papa mobil făcut dintr-un Logan. Și asta pentru că cred că aici sau de aici trebuie să învățăm toți ceva, inclusiv noi care, să spunem, nu suntem religioși, suntem nici atei, suntem administrație, nu facem parte din cler. Și totuși modestia, bunul simț ar trebui să ne fie niște caracteristici hotărâtoare atunci când începem să facem politică, când facem administrație sau în general când lucrăm cu oamenii sau facem o activitate publică. Asta a vrut să ne demonstreze papa, că poate să circule și cu o mașină ieftină, cum este Loganul, nu rea, ci ieftină, adică la buzunarul celor care sunt mai puțin avuți decât cei care au foarte mulți bani și nu îi se întâmplă absolut nimic, că poate să meargă încet printre oameni și nu îi se întâmplă absolut nimic și cred că ar trebui să învățăm cu toții câte ceva de aici. Așa este, mai luăm un telefon, alo, bună ziua, vă ascultăm. Alo, bună ziua. Bună ziua. Adevărat înviat. Mai spunem și Hristos a înviat. Până mâine. Până joi. Până mâine seară, până la vecernea de seară. Da, și vreau să-i felicit pe aia care au trudit atâta și au făcut așa frumos acolo în fața palatului. Nu numai acolo. Acolo, nu, și la biserică, de la catedrală până la palat. Doamne, trăiești, doar nu am zis în fața palatului. Da, da. Dar vreau să le spun la ăia ce au lăsat în urmă să le fie rușini, să-i facă obrazul pentru munca depusă pentru unii oameni care au muncit cu adevărat ca să ne simțim noi bine. Trăgeai cu picioarele alea de ploaie. Sticle nu am mai nimerit. Că spuneați dumneavoastră că am eu ceva cu coșurile de gunoi. Nu am cu coșurile de gunoi. Cu nesimțiții ăștia care nu știu unde se dea gunoiul. Eu da. Asta... Diferența a fost ca de la cer la pământ. Eu fiind acolo și până când s-a terminat de strâns tot, deci nici nu-ți dădeai seama că acolo au stat zeci și sute de mii de oameni. Deci nu a rămas absolut nimic. Nu au lăsat o sticlă, nu au lăsat o hârtie, nu au lăsat un bilet, nu au lăsat o folie de plastic. Asta înseamnă să fii civilizat. Asta înseamnă să te respecti. Te respecti pe tine, respecti pe cei din jurul tău. Mulțumim tare mult. Mulțumim pentru telefon. Sănătate și o seară. Sărumâna. Dar profit că doamna ne-a sunat să o anunț că pe Calea Galata avem două echipe la modernizări de trotuare, ale pietonale, parcări. Pe Anton Crihan avem o echipă și o țin acolo până își termină treaba. Bine, mai am și pe zona Canta Păcurari trei echipe, o echipă pe Lozonski, Parcul Independenței și echipele de la asfaltări, dar, bineînțeles, nu astăzi, pentru că astăzi plouă cu găleata în continuare. Pentru cei care locuiesc pe străzile din zona Tătăraș, partea, să spunem, de nord a străzii Eternitate, spre strada Nordului, chiar așa se și numește acolo, unde se schimbă rețeaua de gaze. De câteva zile nu mai vedeți oameni la treabă, pentru că nu au mai putut să lucreze din cauza ploilor. Imediat după ce vremea se reglementează, ne apucăm din nou. Ei au și obligația să repare nu numai în zona în care au intervenit cu șanțul, trebuie să acopere o suprafață și mai mare, dar e bine că se modernizează rețeaua de gaze. O veste bună, n-aveam premieră. Mai preluăm un telefon și revenim. Bună ziua, vă ascultăm. Alo. Bună ziua, vă ascultăm. Bună ziua. Așa. Mă numesc Chiru Toader.
Stada Crivăț, numărul 1. Spuneți! Domnul primar, dumneavoastră vă mai amintiți de când erați director prin primărie, din străzile astea, Sfimvorțul și Crivăț. Asta Sfințicău, cred, nu? Da. Ei, eu acum vreo lună am avut o problemă, m-am putat un picior. Vai, am nevoie de tratament din două în două zile. Apoi, întrebați-mă pe mine cum îmi vine un taxi aici ca să mă ducă la spital. Vă înțeleg, o să vedem ce e de făcut. Nu vedeți ce e de făcut, că să vă spun ce ați promis. Aveți un caiet care țineți de-a curmezășul, dacă vă amintiți de caietul ăla, dacă îl mai aveți. Ei, eu le-am pe toate. Când se termină sărăria, faceți și străzele de asemenea. Le-ați mai făcut, domn primar? O parte ne-am apucat, o parte sunt proiectate deja, le-am aprobat în Consiliu și începem proiect, anul ăsta. Proiectul ăla, dacă strânge o leacă hârtie, acoperitulești, poți să faci altceva cu el. Dar eu am nevoie de stradă. Dumneavoastră știți cum plâng eu acolo dimineața când n-am cu ce să mă duc? Sunt foarte politicos și îți spun clar, nu avem mașini libere, dar nu vine nimeni aici. Bun, pe de o parte dimineața chiar nu sunt mașini libere, și asta e adevărat, la orele de vârf. Pe de altă parte, dacă aveți probleme cu transportul și vă trebuie o mașină specială, avem noi, avem 5 mașini pentru persoanele care sunt căruți. Asta te-am, sunt căruți, mi-am putat un picior, că nu e problemă că vreau eu să mă plimb, că plătesc taxiul, plătesc. Dar deci nu, dar avem 5 microbuze, dacă... Obligația, prin fișa postului, ai obligat să servați toată lumea. Nu să iei pe unul și pe altul. Deci, trecem de la una la alta. Și Crivăț, și Dochia, și celelalte sunt proiectate deja și o să intrăm de anul ăsta, le dăm drumul la licitațiile de lucrări. Eu am fost personal și am văzut proiectele. Și iar proiecte. Păi nu se poate face... Poate și dumneata... Domnul Toader, fără proiect nu poți să te apuci să te le faci, că e ilegal. Și credeți-mă, între a rămâne noi prieteni și a face un lucru ilegal, prefer să-l fac pe ăla legal. Aici e vorba să ne facem datoria, domnule. Păi, și eu zic la fel, tocmai de asta. Dar trebuie să ne facem și corect. Eu 30 de ani aici și n-am zis niciodată nimic. V-am ascultat totdeauna, dar... Ei, nu am 30 de ani... Dar altceva, vreau să vă propun o soluție, dacă vreți să mă ascultați. Dacă nu, da, ne ascultăm. Da, vă ascult. Deci, pentru persoanele care au nevoie să ajungă în situația cum sunteți noastră, da, și dacă lăsați numărul de telefon, un coleg de-a meu mâine vă contactează, pentru că avem un program special la nivelul municipiului, să asigurăm transportul persoanelor cu dizabilități pentru tratament în special. Da, da, da. Dimineața nu sunt taxiuri, nu puteți să stați și pe Bulevardul Independenței când nu le găsiți la orele de... Mai ales dacă dă și o bură de ploaie, nu mai găsiți nimic. Că toată lumea se bagă în taxiuri și nu mai găsiți nicio mașină. Asta mi se întâmplă și mie se întâmplă la toată lumea. La asta se mai adaugă și probabil că evită să mai intri cu mașina pe timp ploios în zone în care știu că pot avea probleme să rămân înfundați acolo și... contribuie suplimentar, dar lăsați-ne numărul de telefon să vă găsim o soluție să vă, da, să vă luăm de acolo. Și lucrăm, să știți că nu doarme nimeni. Dar n-am spus, domnul. Toată Galata este desfundată, șantierele sunt pe kilometri întregi și ne-am apucat de treabă. Buciumul e desfundat complet, Păcurariul la fel, lucrăm peste tot. Proiectăm și Țicău, o să ajungem, dar nu putem să le facem peste noapte. Toate că nu e nu e de unde ca bani, nu că nu e de unde ca voință. N-am cerut la dumneavoastră să vă plângeți că colo și colo și da, colo. Nu stăm mai bine ca ei, cred că. Nu stăm nu, mai bine. Nu stați mai bine. Noastră nici măcar atât. Mulțumim. Dar lăsați-ne numărul de telefon. Mulțumim pentru telefon. Revenim. Eu nu vreau să nici să mă plâng, nici să mă apuc de râs. Vreau doar să explic cum stau lucrurile. Cine n-ar dori să le aibă... Să fie toate străzile făcute? Nu, bunici. Că nu se fac singure. Că evident că nu se fac singure, dar să ai cu ce? Că dacă ar fi de unde să pui mâna, dar știți cum e, ca într-o familie. Ai mai mulți copii, fiecare copil vrea să aibă cât mai mult pentru el, dar ești nevoit ca un părinte chipzuit să spui care e urgența, ce trebuie mai întâi, pantofi sau ruji? Ia pantofi. Și tot așa. Așa e, și cheltuieli sunt destule, iar bugetul pe anul acesta e bugetul mai mic. Pe anul acesta e un buget rezonabil, dar și cu nevoi din ce în ce mai mari, pentru că de câte ori te apuci într-un cartier și ai făcut două, trei străzi, nu înseamnă că ai liniștit trei probleme, ai deschis următoarele 10.
lumea zice, bun, și noi, și voi, sigur că da, nu înseamnă că nu va veni timpul și peste, și la celelalte străzi să fie făcute peste o anumită perioadă de timp. Revenind. La lucrările care sunt în momentul de față. Așa, astea sunt cele care le făceam pe partea de modernizări de trotuare și alei. Avem telefon? Nu. Lucrăm în continuare la spații de joacă pentru copii. Acum suntem pe strada Ciornei. Pe strada Canta sunt 4, la numerele 3-5, sau am să dau blocurile, că sunt mai ușor de înțeles. 459, 461, 531 și G10. Pe strada Neculau la 588, pe alea Sucedava la 260, pe străpungere Silvestru la numărul 11, tot pe Canta la 521, 480 scara A și 549, pe Moara de Foc la blocul 415-406, la grânița pe 25 pe strada Argeș și pe strada Păcurea la 114. Sunt din cele 93 de parcuri. Care sunt din cele 93, ușor, 22 ușor sunt finalizate și astea sunt în curs de finalizare. Da, chiar am reușit. Ne apropiem acum și de 30 de parcuri și continuăm în același ritm. Anul ăsta le ducem spre sfârșit. Câte vor fi? Cam 2-3 și la anul treime. În jur de 70 de unități vor fi gata. Practic mai avem jumătate de an, pentru că decembrie nu mai socotim. Vine și iarna. Depinde și noi de cum e vremea, pentru că dacă vremea nu ține... Anul trecut, dacă v-am tins bine, pe 16 noiembrie am primit prima zăpadă care a ținut până în martie inclusiv. Da. Se lucrează și la trotuare. Așa cum dădusem și înainte, se lucrează și la trotuare. Am început să dau o veste, dar am luat telefonul respectiv. Am avut două licitații, una pe data de 24 mai și una am avut-o pe 24 mai și 30 mai. Practic suntem în curs de evaluare și eu sper că într-o lună de zile chiar să fim la semnarea de contract, dacă nu chiar mai devreme, pentru reabilitarea liniilor de tramvai. Iar pe data de 7 iunie avem Dancu. Acum am licitat zona centrală ce a mai rămas cu podul de fier, cum îi spunem noi, până sus în strada Nicoliță. De asemenea, Țuțora și mai avem ultimul tronson din metalurgie, foarte important, Tudor Vladimirescu și podul Tudor Vladimirescu, care erau de asemenea foarte importante. Și urmează să facem și Dancu. Avem licitația linia pe 7 iunie. De tramvai din Doi Băieți în Dancu. Din Doi Băieți în Dancu, până la intrarea în Comuna Hulboca, urmând ca pe data de 24 iunie să avem licitația pentru primele 16 tramvaie. Sperăm să avem deja noi câteva interpelări făcute de la companii din Europa, în special, referitor la această procedură. Sperăm să depună și oferta. Tramvaii noi, sigur. Pe când vor începe lucrările la liniile de tramvai? Vor fi anul acesta? Vor începe sau vor începe anul acesta? Anul obligatoriu anul acesta. Și vor avea termen de finalizare? Ele au în jur de 24 de luni, dar depinde de ritmul pe care o să reușim să-l impunem și depinde și de circulație, în special. Pentru că nu o să putem închide peste tot. Dacă facem Țuțora, întâi noi vrem să începem să facem Țuțora. Ca în cazul, după ce terminăm Țuțora, să putem să folosim rapid calea de circulație pe acolo și să ne apucăm de Tudor Vladimirescu. Tudor Vladimirescu va dura mai mult. De ce? Pentru că trebuie să facem și podul, să-l reabilităm în totalitate, trebuie să facem supra-lărgirea din dreptul, să spunem, podului, din fața podului cum vii dinspre Bucșinescu și, sigur, linia de tramvai care nu este foarte scurtă. Urmând ca zona industrială, acolo lucrăm în paralel. Dancu, de asemenea, o să-l asigurăm cu autobuze pe perioada lucrărilor, pentru că nu o să mai avem cum să folosim linia de tramvai. Mai preluăm un telefon. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Alo, bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Vă ascultăm. Mă numesc Florin, vă sunt de Londra. Sunt vicepreședinte a Federației Române de Pretutindeni. Domnul primar, felicitări pentru tot ce faceți pentru Iași. Eu sunt din Londra. Vă urmăresc foarte întotdeauna, când pot. Mulțumim. Mulțumim tare mult. Multă sănătate vă doresc. Și probleme sunt, lumea trebuie să înțeleagă. Asta e, nici nu... Și vor mai fi și sigur ăsta e și rolul nostru, să le rezolvăm. Ați mai trecut prin Iași? De când n-ați mai fost? N-am fost doar primar. O să vreau să vorbesc cu dumneavoastră, am și eu o problemă, dar
Nu prea am timp să vorbesc acum. La vară, când veniți în august, când ajungeți? Da, să dea Dumnezeu să vin și să... Ne contactați. Ne găsiți la statuia lui Ferdinand. E noua adresă poștală. Mulțumim. Mai multă sănătate vă doresc. Și cu noastră, cu respect. Succes. Sănătate. Mulțumim, Doamne ajută. Mai preluăm un telefon. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Vă rugăm să dați televizorul mai încet, să ne auzim doar în telefon. Da, da. Mulțumesc. Vă rugăm să dați televizorul mai încet, să ne auzim. Nu se poate capacul ăsta din lângă gara internațională să fie el curățat, cum este în Poduroș? Ce capac? Parc. Parcul lângă gara internațională. Vă referiți la de lângă linie? Da, da. Dar ăla nu e al nostru, că am mai discutat noi despre el. Are proprietar, se numește familia Maxim, dacă nu l-o fi vândut. Acolo unde e antena? Da. Are proprietar. Cât e antena, ia Ministerului Transporturilor și mai este un post transformare acolo. După care fâșia care duce spre pasajul Galata nu mai are proprietar. De fapt și partea cealaltă de linie de tren, la fel, Lidl-ul și toate celelalte de acolo, toate au fost într-o proprietate aparținând aceleași familie, a împărțit-o, a moștenit-o, a dezmembrat-o și a vândut-o. Să fie făcut ca în Poduroș. Dar l-am făcut pe celălalt, la bloc acolo, ați văzut când am... Da. Am făcut un bărculeț, din cât teren am avut. Da. Noi tot îl notificăm, bine, acolo e aproape o pădurice acum, nici măcar nu mai e ideea de parc. Da. Bun, asta am vrut să spun. Bine, sănătate mulțumim. Multă. La revedere. La revedere. Mai preluăm un telefon. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Română, bună ziua. Să vă ascultăm. Domnul primar. Vă rog. Locuiesc Independenții numărul 15. S-au reparat trotuarul care merge spre Eminescu. Din momentul de când este reparat, adică modernizat mai bine zis, la fiecare ploaie ne inundă subsol. Am încercat, am înfundat aerisirile, tot apă, tot ne intră. Dar pe unde intră? Intră pe undeva, nu vă pot. De la perete, de la stradă, intră apa pe undeva. Da, nu de la trotuar, că trotuarul... De la trotuar, vă spun sincer. Și uite, mă duc eu și pun doi saci de nisip acolo să văd dacă se mai întâmplă asta. Trebuie să fie o fisură undeva prin fundații sau dintr-o gură de aia de scurgere, de la canalizare. Independenții 15, dar ce blocuri sunt acolo? Blocul B1-5. B1-5. O să trimit mâine să verifice. Cine caut acolo? Turcu mă numesc, dacă... Turcu. Și mai cum? Da, dar Turcu Ion. După ce oră? Dacă îmi spuneți dumneavoastră la ce oră și eu mă... Păi da, vă este aproape. Haideți să ne vedem mâine dimineață la primărie în față și pe urmă vă dau un inginer de la noi, un inspector, să meargă până acolo suit. Da, dar acum vă mai spun și altceva. Vă rog. În subsol nu se poate intra pentru canalizarea infundată. Aha. Canalizarea stradală. Și ați chemat apa Vitalu? Am să chemat-o de sâmbătă și astăzi de mâmat și nu a venit. Sunteți șeful scării acolo, asociații? Nu șeful scării, sunt locatar. Bun, și președintele de asociații ce a zis? Administratorul a sunat de mai multe ori. Credeți? Ba, cred că chiar acum, înainte de a suna la dumneavoastră, am vorbit cu el. Păi n-avem. Până nu se golește subsolul, ne dăm cu părerea. Trebuie să-l golim și să vedem dacă mai intră apă în el, să dăm de unde. Aia vă spun sigur că intră. Că înainte de a se înfunda, vă spun că e de o lună de zile. Ne chinuim cu apa asta. Bine, verificăm ca să nu ne dăm cu părerea. Am notat aici, dacă veniți mâine dimineață, e foarte bine. Dar unde să vin? Veniți la statuia lui Ferdinand, acolo, Ștefan cel Mare. La ce oră? Haideți de pe la 8:30, de la 9, ca să bine. Mă sune de jos, să fiu deja în birou. Bine. Da. Mulțumim. N-am notat puteți, aici. Poftim? Nu puteți ajuta cu canalizarea? Nu știu, verificăm. Ei, sunt specialiști de la regia de apă și canal.
O să vorbim cu ei. Credeți-mă că am sunat și eu. O sunat pe administratorul și degeaba, că nu mișcă nimeni nimic. Eu zic că mișcă, nu chiar așa. Am avut și noi treabă cu ei, au venit și ne-au ajutat și pe zona Cicoare și pe unde am mai avut. Dar luăm legătura cu dânșii. De 10 minute am fost la subsol, iar când ploua tare, toată pluviala, apa tare în subsol. Păi, înseamnă că nu e legată la canalizare. Din canalizare îi funda canalul și atunci pe la îmbinări toată de afară. Și ce treabă are cu trotuarul? Trotuarul e altceva, vă spun, aia e treabă de o lună. Am înțeles. Bine, sănătate. Mulțumim mult. Pentru telefon. Numai bine. Toate bune. Da, cred că sunt și probleme din cauza ploilor, pentru că plouă destul de tare, au fost probleme. Locurile sunt vechi, dacă... Na, cum să... Și aia e o casă, nu mai apartamentul e casă, tot blocul e o casă. Nu te ocupi, n-ai reparat două, trei luni de zile sau o vară, n-ai trecut pe la robineți prin casă, hai să-i vezi cum încep să picure și pe unde încep să curgă. Așa e și la bloc. Dacă pluvialele alea n-au mai fost desfundate, o fi căzut o pisică, o fi căzut un porumbel în ele. Nu e o glumă. De foarte multe ori se întâmplă lucrurile astea. Frunze, le înfundă, nu mai desfundă nimeni. Se formează dopuri de pământ, de amestecat cu vegetație. Gândiți-vă, când ne-am apucat să facem fațada primăriei, prima oară am vrut să reparăm pluvialele și am spus, mai desfacem toate șorțurile de sus, umblăm la pluviale, la șgheaburi, vedem prin burlane ce mai este. Cum am pus mâna pe prima, au căzut toate. Deci erau toate putrede, deci nu mai avea ce să mai recuperez niciun un metru liniar de pluvială și am fost nevoit să le schimbăm. Asta este, se uzează dacă nu n-ai intervenit asupra lor periodic. De asta au nemții ăștia în special, dar românii ăștia n-au reușit să culeagă chestiunea asta și să o implementeze. Sunt programele, e trecută și în legea 10 privind calitatea în construcții, dar e trecut atât. Programele de urmărire. Care sunt? Programe de urmărire specială, de urmărire a comportării în timpul construcției. Urmărirea specială se face pentru construcții speciale, spitale, poduri, baraje, etc. Și programe de urmărire în general, în care trebuie să ai acolo un tabel și un cetățean care se și pricepe în ce lună suntem. O dată pe trimestru trebuie să verificăm canalizarea. O dată pe trimestru trebuie să verificăm pluviale. O dată pe trimestru trebuie să verificăm instalațiile din subsol. Rețelele electrice la 6 luni. Starea tehnică a clădirii. La un an sau de câte ori este nevoie după fiecare seism și tot așa. Și plecând de pe aceste programe de urmărire, atunci intervii când e momentul critic, nu când deja clădirea a ajuns într-o zonă de criză că se infundă subsolul și nu știi încă de unde. Așa. Mai luăm un telefon. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Alo, bună ziua. Bună ziua, vă ascultăm. Să trăiți, domn frumos. Mă să trăiți. Mă numesc Harit Emil și locuiesc la cimitirul Bunavestirii, în zona cimitirului Bunavestirii. Da. Avem o problemă cu drumul. Avem un drum neasfaltat. De la cimitir, la intrare în poarta, la intrare în cimitir, pe livadă. Nicolae Bucur. Da. Da. Acolo e împărțit drumul ăla cu proprietate publică, proprietate privată, dar acum să terminăm aleea Tudor Neculae, că de-abia ne-am apucat de ea. Da, avem, acum la ora actuală, se mai trage și o canalizare în zonă. Nu lucrăm noi. Miroslava, iar și aduce o canalizare. Cred că e apa vitală acolo. Noi nu avem canalizare în zonă. Noi acum desfacem axul al paralel cu Nicolina. Ne-am și apucat de reasfaltat capătul dinspre lac, dinspre ieșirea la Cug. Da, dinspre lac, da. Și ușor, ușor ne îndreptăm spre șoseaua Iași-Voinești. Am notat, să vedem ce-i de făcut și acolo. Dar am să verific ce canalizare fac ei. Mulțumim. Da, mai vine o canalizare. Mai sunt încă două pe drumul ăsta, de la noi de aici. Probabil că se mai construiește ceva și nu ajunge. Nu-i suficient că este o țeavă în pământ. Trebuie să fie și o țeavă care să poată prelua tot volumul de ape uzate și ape pluviale. Da. De exemplu, acum nici Copoul nu mai poate duce tot. De la alea Sadoveanu în sus, deja se simte că e depășită de volumul de ape care se consumă acolo și se adună în canalizare, ca să nu mai vorbim de apele pluviale.
Am notat și o să vă ținem la curent. Da. Și cu Nicolae Bucur. Mulțumim. Să trăiți. Mulțumim pentru telefon. Continuă seria evenimentelor la Iași. În această perioadă este și o acțiune de colectare a deșeurilor electrice și electronice. Da, practic noi de ieri. În perioada, da, 3-7 iunie. Suntem în săptămâna mediului. Și sunt multe evenimente care sunt motivate de această săptămână. Va fi și cu o tombolă la final pentru cei care colectează. Da, e o tombolă, un eveniment pe care Salubrisul este ca principal organizator împreună cu asociațiile de mediu și colectorii de materiale recuperabile. În săptămâna mediului ținem foarte mult să începem să ne educăm cât de mult contează să punem fiecare. Ne-am avut o campanie, dar era puțin cam aspra așa în expresie. Puneți gunoaiele la locul lor. S-ar mai fi potrivit așa și în mediul politic. După care am schimbat eu și am zis, măi, hai să lăsăm, puneți deșeurile la locul lor. Dar, într-adevăr, trebuie să punem fiecare categorie de deșeu la locul unde îi se potrivește, dacă vrem să avem o viață sănătoasă pentru copiii noștri. Dacă nu, o să continuăm să tăiem copaci până nu o să mai rămână niciunul. O să continuăm să exploatăm zăcăminte de minereuri, de fier, de cupru și de altele până nu o să mai rămână nimic. Și cei care o să vină după noi, când o să fie momentul ăla, nu o să mai găsesc nimic. Da, o să ne blesteme. Orașe inundate. Ați mâncat tot, ați tăiat tot, ați băut tot și pe noi ne-ați condamnat la sărăcie și foamete. De asta zic că educația de mediu, de a proteja fiecare resursă, și fiecare pahar de apă reprezintă o resursă extraordinar de importantă. Aruncând paharul ăsta de apă aiurea jos, nu e vorba numai de volumul în sine, că e 10 bani, să zic, volumul ăsta de apă pe care l-aș arunca jos, dar este vorba despre energia consumată ca să o filtrezi, să o tratezi, să o transporți, să o pui într-un pahar pe care trebuie să-l speli și pe la rândul lui folosind detergent și tot așa, ca în cele de urmă să devină un pahar cu apă. Ei, dacă ai o gândire oarecum potrivită pentru acest lucru, bine, nici să devii paranoic, sunt și paranoia de aia care nu mănâncă carne, nu mai se îmbracă, iau haine de la unii la alții până cad petecele de pe ei ca să protejeze, nici să devenim paranoici, sigur că nu ne dorim asta, dar fiecare resursă trebuie economisită și gândită ca atare. Revenim asupra mâncării pe care ne-am obișnuit să o aruncăm cu atâta ușurință și nonșalanță. Bunicii noștri ne spunea să arunci mâncarea este un păcat. Mama ne spunea, gândește-te că ceea ce arunc din urma ta că nu mănânci ar fi putut să hrănească un alt copil dintr-o altă țară sau chiar din România care nu are ce mânca. Țineți minte cum se făcea comparația cu țările africane unde foametea era un flagel și cred că a și rămas. Dar resursele astea puțin mai controlate în consumul lor, cu siguranță ar putea să creeze și pentru zone mai sărace, niște resurse suplimentare. De ce să tai o pâine 7 felii dacă eu mănânc una? Tai o felie și mi-ajunge. Sau nu, mai trebuie una, mai tai una. Decât să arunc încă 4, că s-au mucegăi, s-au uscat și ajung la gunoi și probleme și cu, să spunem, distrugerea acestor deșeuri. Că până la urmă ele tot deșeuri devin. Carne aruncată este interzis prin lege să arunci produse din carne la gunoi. Ele trebuie neutralizate, așa cum spune legea, prin ardere și nu oriunde. Sunt incineratoare speciale de, să spunem, mars deșeurile de carne, indiferent de unde provin ele, chiar și cele din gospodări. Dar mai avem mult până atunci. Da, până la ajunge acolo, trebuie să încercăm să ne educăm și să ne civilizăm. Și continuă, tot în perioada 3-7 iunie este și caravana profilaxiei, care în fiecare profilaxiei an... Profilaxiei de medicină dentară. Așa este. Este un eveniment care îl face, poartă marca Norina Forna. Asta este un lucru clar. Este doamna decana Facultății de Medicină Dentară. Și care nu mai rețin exact acta ediții, dar cred că e a 6-a sau a 7-a. Cred că a 10-a. Dacă nu chiar mai mult, aveți dreptate. Ce se dorește prin această caravană, pe lângă faptul că cei care vor ajunge la corturile din oraș și sunt în zona centrală, le găsim în zona Copou, pe la UMF, prin față, prin Poduroș, primesc câteva informații absolut utile asupra măsurilor pe care trebuie să le iei cu tine însuți pentru a-ți putea proteja sănătatea cavității bucale, și nu ne referim numai la dinți,
Și sigur, diverse lucruri pe care ți le-am. Să mai dă o periuță, să mai dă o pastă de dinți, să-ți mai dă o broșurică de unde să citești. Și sigur, o informație utilă cât de importantă este pentru sănătatea corpului, sănătatea cavității bucale, a dentiției și a celorlalte organe care alcătuiesc cavitatea bucală. Deci absolut rezonabil de intervenit și de aflat cât mai multe lucruri de la Caravana Profilaxiei în medicină dentară pe care o face Facultatea de Medicină Dentară din Iași. Și continuă evenimentele în perioada 7-13 iunie, ziua transportatorului, 90 de ani de transport, de când a intrat autobuzul în Iași, să zic așa. 90 de ani de la autobuz și 122 de ani de la tramvai. Tramvaiul a fost mai devreme. Vor fi niște evenimente speciale în acea perioadă? De regulă sunt cele pe care le știți, prin punerea în mișcare a tramvaiului de epocă, tot felul de întâlniri cu copiii pe care le fac ori în Podurășaua, în acesta și în zona Universității Alexandru Ioan Cuza, o serie de conferințe, simpozioane legate de rolul pe care îl are transportul public de călători în evitarea poluării mediului, în fluidizarea traficului, într-o viață mai bună, pe scurt. Am putea continua cu tot în această lună cu comemorarea lui Eminescu pe 15 iunie. O să încercăm și noi să nu rămânem indiferenți asupra acestui eveniment și să nu uităm pe 12 iunie începe din nou într-o ediție foarte frumoasă cu nume de excepție Festivalul Seriile Filmului Românesc. Anul acesta acest festival este dedicat maestrului Florin Piersic, care a devenit și cetățean de onoare a municipiului Iași și într-o ceremonie o să-i decernăm acest titlu. Apoi, sigur, ne îndreptăm spre sfârșitul lunii. 28-30 iunie avem comemorarea pogromului, a Holocaustului de la Iași, cum îi se mai spune. 28-30 iunie vom avea vizita unei delegații de peste 100 de persoane din statul Israel. Va veni și primarul orașului Ashdod, oraș cu care suntem înfrățiți, cu o delegație de acolo și multe alte personalități culturale, artistice, personalități chiar și politice ale statului Israel cu care ne vom întâlni aici la Iași. Deci o lună plină de evenimente. Da, dar un lucru foarte important este că de luni a început susținerea bacalaureatului de ieri. Le doresc succes tuturor celor care au intrat în acest acum proces. Acum sunt acele probe de admis sau respins, apoi începe proba pe bune. Gata, au intrat în febra bacalaureatului, admit să respins, dar sunt acolo de aptitudini, trebuie să și le treacă pe toate. Un lucru foarte clar și mobilizator, concentrați-vă pentru că nu sunteți concurenți cu nimeni, sunteți concurenți numai cu voi înși vă. Trebuie să treceți bacalaureatul la o notă mare pentru a arăta, 1, vouă că sunteți buni, 2, părinților voștri că nu v-ați pierdut vremea pe la școală, 3, nouă tuturor că avem pe cine să ne bazăm. De asemenea, va urma capacitatea, examenul de trecere din clasa 8 spre clasa 9 e extrem de important și acesta și practic în felul acesta se termină anul de școlar 2018-2019 și începe vacanța mare. Deja clasele primare săptămâna aceasta își cam lichidează situațiile școlare. Gimnaziu săptămâna viitoare și închide gimnaziu mai puțin clasa 8 și situația școlară și sigur ușor ușor se închide până la nivel de liceu. Mai preluăm un telefon. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Alo, bună ziua, Sărână. Vă ascultăm. Mă numesc Oșanu, locuiesc în Mircea cel Bătrân, pe alea Mircea cel Bătrân, la blocul T1. În spatele blocului ar fi un loc unde parcăm noi mașinile. Nu se poate face un loc de parcare, amenaja cu... Blocul T1, Tudor 1. Da? Tudor 1, da. Trebuie să ajung acolo. E chiar blocul de pe malul Nicolini și este loc. Le găsim. Cum se îndreaptă vremea și putem intra un pic acolo, mă voi deplasa personal. Am niște piatre, că aici sunt mașini parcate, dar e noroi tot timpul, praful. Eu vă cred și vă spun și echipa pe care am dislocat-o pe zona Cantemir și acolo va rămâne până se termine toate lucrările. Zona Mircea cel Bătrân, mă iertați. Așa. Este echipa lui Bârzu Mihail. De la noi, cu dânsul o să țin eu legătura și o să vi-l trimit către domnia voastră ca să rezolvăm toate problemele. Nu mai pleacă echipa din zona Mircea cel Bătrân până nu-și termin. De asta avem și pe zona Anton Crihan și pe urmă avem și o comandă dată pe Cerna. V-am sunat săptămâna trecută și tot așa, dar nu știați exact ce echipă și
Deci Bârzu, o găsesc pe aici dacă cumva... Da, da, lăsați-ne un piculeț să... De două zile. Dimineața ne-am apucat de monta pavele pe Galata, dar ne-am oprit. Au venit și voi de ploaie și ne-au trimis acasă. Da, deci echipa care nu, care alea saltele, două, dar alea se ocupă numai de trotuare ale pietonale. Așa, că am văzut că ieșim Galata și aici pe... Anton Crihan, le mai aveți. Anton Crihan, da. Bine, să trăiți. Mulțumim pentru telefon. Mâine va fi și o ședință de extraordinară cu un singur proiect pe ordine de zi, proiect ce privește sistemul alternativ de mobilitate urbană. Da, e vorba despre proiectul... E pe fonduri europene acest proiect. De introducerea a unor stații de biciclete în municipiul Iași. Stații automate. Automate, dar și clasice și, în fine, în total vor fi aproape 1000 de biciclete și electrice și clasice, deci mecanice și pentru persoane cu dizabilități și pentru persoane de vârsta a treia. Avem o corecție în ceea ce privește modalitatea de împărțire a cheltuielor neeligibile față de cheltuielile eligibile. La ora 10 începe ședința de Consiliu Local. Ne trebuie avizul Consiliului ca să putem depune și acest proiect. De fapt, el este depus, dar pe măsura evaluării tot cer diverse intervenții în Consiliul Municipal Iași. Și o să încercăm să facem cât mai repede lucrul ăsta, să depunem proiectul. Mai preluăm un telefon. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Aș vrea și eu să-i pun o întrebare lui domnul Chirica. Vă ascultăm. Spuneți, doamnă. Așa. Sunt din Mircea cel Bătrân, tot am auzit din cartierul ăsta. Sunt scările astea care merg la puntea, care merge spre Arcadia. Sunt stricat complet, adică nu mai e ce urca. Ieșim și noi pensionari să ne mai plimbăm pe malul Nicolini aici. Și alea care duc la Podeț. Care duc la Podeț, exact. E dat în comandă, intră de săptămâna viitoare. Scările de la Podeț. Da, da, și Podețul ăla, deci nici l-o vopsi cineva pe jumătate. Jumătate a rămas. Ne-a prins ploaia. Nu, că e de mult. E vreo două săptămâni. Păi acum două săptămâni tot noastră cred că m-ați interpelat. Și am fost... Sau cineva de acolo, nu mai contează. Probabil, da. După voi ce mi se pare acolo. Dar în fine. Da, și probabil. Ne-am dus la fața locului, am verificat scările, am verificat Podețul, am dus o echipă pe tovarșul Bârzu, despre care aminteam. Da. Ne-am apucat de făcut pe Anton Crihan. Pe urmă, tot atunci am dat drumul și la parcare. Am intrat și în febra ploilor și în febra sosirii vizitei papei. Până nu se oprește ploaia, nu mai putem da nicio picătură de vopsea. Și cum e vremea bună, dăm drumul la treabă. Și am vrea și noi aici să fac ceva, să avem un sistem pensionari, niște bănci, digul ăsta, capator, nu avem prin plimba. O să le aveți. Bine. E prevăzut cu tot și aștept să-mi vină și echipamentul, să dăm stuful ăla de pe pârâul Nicolina. Vrem și noi, și nu într-un cartier Pavieli, vrem și noi de toate. Bine. Mulțumim pentru telefon. Bine, vrem de toate. Mulțumim, la revedere. În fiecare zonă se dorește câte ceva. Lucrările la podul peste Bahlui, cel care face legătura cu Cicoarei? Este în termen, ca să spun așa, și se înaintează destul de bine cu el. Așa cum spuneam, sperăm să-l vedem până la sfârșitul acestui an construit. Cel puțin partea de structură să fie în proporție de 100%. Acum mai fi ceva definisat pe la dânsul, pe la instalația de iluminat sau altele, o să le mai facem și în primăvara anului viitor. Revenind la Mircea cel Bătrân, este în atenția noastră și datorită faptului că are nevoie de o prezență constantă acolo, dar și datorită faptului că noi am mai fost în Mircea și, bine, ne știm foarte bine cu cei de acolo. Acum 2 ani de zile am făcut parcările de pe toată partea, dinspre școala 16, Mircea cel Bătrân, până ne-am dus spre pârâul Nicolina. Pe urmă ne-am dus spre partea aia, spre Cerna. Ei, ne-am mai dus și prin alte cartiere. Am rezolvat și acolo urgențele. Acum suntem cu câteva echipe și pe partea cealaltă de Nicolae Iorga. Am intrat între două blocuri de la stradă și sperăm să le finalizăm. Poate până la sfârșitul săptămânii. Se pare că ploile vor dura până miercuri, inclusiv după prognoza pe care am recepționat-o și noi. Astăzi am fost în Cod Portocaliu. Cod Portocaliu și înseamnă mai este Cod peste Portocaliu. 50 de litri pe metru pătrat. E unde mai apuși tu de săpade, scos oamenii în stradă la pus asfalt sau a început vopsitorii sau altele. Mai preluăm un telefon. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Bună ziua. Vă ascultăm. Bună ziua.
Stelică Zaharia sunt. Aș vrea să-l întreb pe domnul primar cu semaforul ăla din podul de piatră care face spre malul Bahluiului. În fiecare dimineață când mergem spre servici, trebuie să stăm la mila pietrelor care trec, nu poate da voie să facem la stânga. Nu se poate face ceva cu el? În curând. După ce recepționăm, am mai spus lucrul ăsta, șoseaua națională, ca să stabilim și sensul unic final, să putem da drumul la semafor. Știu despre ce vorbiți. Când veniți dinspre Alexandru, să faceți stânga pe națională, da, da, da. Splai. Da. Da, acolo trebuie să așteptăm să treacă câte un pieton ca să putem face stânga. Sunt foarte... E, nu chiar un pieton. Mai... Pe acolo circul și eu în fiecare dimineață. Face stânga la greu. Eu, dar na, facem stânga. Dacă, când trec niște oameni... Ne strecurăm toți deodată, grămadă. Păi ei funcționează foarte bine, aproape ca un semafor, că ei blochează, de fapt, exact sensul care trebuie, cât să vă dea voie să faceți, să aveți culoare acolo. De asta zic, și mă gândeam că este un semafor un pic mai încolo, ăla funcționează, peste corele de Costalanta. Podul de piatră. Ei, nu merge cu ăsta, el trebuie tratat cu toată girația. Bine, mulțumim tare mult. Mulțumim pentru telefon. Dumnealui spune să fie corelat cu cel de la bariera abandonată, nu? Noi avem deja semafoarele instalate, o să le dăm drumul. Vara asta le dăm drumul după ce terminăm. Șoseaua națională este finalizată, este la recepție. Nu-i marcată încă, urmează după ce trece sezonul de ploi să facem și marcajul rutier, să o pornim. Mai avem un telefon, alo, bună ziua, vă ascultăm? Sau... Alo? Cred că s-a întrerupt. Da, s-a întrerupt. O să prindem legătura de nou. Au făcut ploile probleme în această perioadă? Au făcut probleme. Sunt zone în care au fost... În primul rând, ne-au stagnat multe lucrări, mai ales cele care ne-au prins în Săpătură, Bârnova, Moșu, zona Alea Tudor Neculai, Strugurilor, pe zona Păcurari, nu mai vorbim. Acolo am fost nevoiți să ne oprim, să în fine, scoatem nămolul din Săpătură, acolo unde s-a adunat. Pe de altă parte, inundații majore nu au fost, cu excepția unor subsoluri de blocuri unde s-a intervenit. Am mai avut pe zona Cicoarei câteva case inundate, mai ales săptămâna trecută, la începutul săptămânii, când au fost ruperile alea mari de nori, pe timp de seară. Și în linii generale cam aici suntem. Dar, normal, ploaie, mai ales în volumul ăsta de apă, te ține pe loc și ne-a ținut și pe noi. Nu contează, important e că n-am avut stricăciuni majore și n-am, Doamne ferește, pierderi de vieți omenești, cum au fost peste tot prin țară, pe zonele unde au venit viiturile. La șoseaua Bârnova continuă lucrările sau în perioada aceasta de ploi au stagnat și acolo lucrările? Continuă, dar într-un ritm legat de starea vremii. Eu sper anul acesta, dacă prinde măcar două luni de zile fără ploi, nu secetoase, că nici secetă nu ne dorim, fără ploi torențiale, eu spun că apropiem în două luni de zile să-i facem infrastructura, urmând ca din urmă să venim la gata. Se pare că am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumim pentru prezența în studio. Celor de acasă le mulțumim pentru atenție și le dorim o zi frumoasă în continuare. La revedere! La revedere!